Bună ziua, dragi prieteni din Pești! Haide să vedem la dumneavoastră pentru luna aprilie, în general. La Pești, da. Ui, ce bucurie! Unii lucrați de acasă sau faceți o afacere de acasă sau vă întoarceți acasă de la serviciu sau o să cântăriți între două, să vă mutați cu serviciu aproape de casă sau să rămâneți acolo mai departe. Și asta se poate. Văd aici un asociat care vă ajută cu un proiect, un coleg. Uite aici câinele. Prieten sincer, prietenă sinceră, venituri bune, da? Seriozitate, poate să semnați un contract nou de serviciu sau să faceți activități noi din care să câștigați mai bine, vă doriți mai mulți bani, dar poate că aveți unele probleme ce vă împiedică să avansați. Da? Poate să aveți ceva pierderi, ceva probleme legale, unii serviciu comunicare, serviciu proiect aici. Aici văd că primiți vești, vorbiți mult la serviciu, acolo cu clienți, poate cu colegi, cu șefi, cu ce aveți dumneavoastră acolo, da? Dar, în general, în serviciu vă văd bine. Doar că vă gândiți să plecați undeva sau să vă găsiți alt serviciu sau să vă fie mai bine acolo, da? Ceva vă doriți, oricum. În luna mai o să vă asociați cu o femeie. Văd că de încredere este bine. O persoană prietenoasă sau aveți o șefă sau o colegă cu care vă înțelegeți bine. Nu plecați de la locul de muncă. Unii vă văd acasă, că lucrați de acasă, că aveți afacere de acasă. Da? Și o să discutați pentru o hotărâre. Sau despre o hotărâre, la ce vă gândiți dumneavoastră, la ce hotărâre luați, să luați. Poate că sunteți mult pe drum pentru serviciul dumneavoastră sau aveți două servicii, când la unul, când la celălalt. Sau veți primi altă ofertă sau încă o ofertă și vă stă dumneavoastră la alegere să faceți sau nu. Dacă aveți o afacere, sunteți în fața unei alegeri importante. Cum să mergeți mai departe cu afacerea, pentru că aveți mai multe șanse, mai multe opțiuni. Totul va merge bine. Totul va merge înapoi cum a mers, mai ușor, mai bine. Da? Haideți să vedem la bani. Banii pentru Pești. Ce facem cu banii? La bani aveți mari șanse de bani, mulți bani, mulți, mulți bani. Cât ați visat, atâția o să aveți. Primiți mulți bani de undeva, poate din serviciu, afacere, recunoaștere, proiect care îl aveți, șansă, bucurie, stabilitate, mulți bani, succes, câștig mare în afaceri. Faceți afacere dacă aveți cum și pentru că vă stă foarte bine. Poate fi o afacere nouă, serviciu nou, da? Bani vă ies numai, uite, cheia, buchetul,
Luna arată visele dumneavoastră, cum vă bucurați că vi se împlinesc toate visele, vedeți? Cheia cu păsările, buchetul. Da? Luna la fel, poate, nu, este foarte bine, foarte bine. La mine luna înseamnă invitație, înseamnă conversație, înseamnă pentru mine plăcere, satisfacție luna, da? Mare succes, atrageți binele, sunteți pozitivi. Gândiți pozitiv, simțiți pozitiv și atunci atrageți normal prosperitatea. Da? Haideți să vedem pentru cei ce nu aveți serviciu. Cei care nu aveți serviciu. Cei care nu aveți serviciu, o să încheiați un serviciu, o să încheiați un contract de serviciu nou, un contract nou, cu o șefă sau undeva, unde o să și rămâneți acolo, să știți. Chiar dacă probabil nu e ceea ce doriți sau nu vă convine. Este un serviciu unde este multă disciplină, multă structură. Da? Unde o să creșteți rapid, unde o să primiți mulți bani. Poate este ceva greu, da? Sau în afacere nouă, ceva greu. Arată că trebuie, până primiți acest serviciu, pardon, până primiți acest serviciu trebuie să economisiți, da? Pentru că rămâneți puțin... poate fără bani sau ceva de genul, da? Pentru că arată că primiți acest serviciu, dar mai târziu, poate. Pentru că crucea înseamnă întârziere. Crucea este, cum îi spune, este mai târziu, da? Trebuie să așteptați încă puțin. Trebuie să mă așteptați în viitor. În viitor găsiți acest serviciu, ce vă spun. O femeie o să vă ajute, un serviciu nou, pentru că copilul înseamnă noutate. Nu neapărat copil. După aceea arată unele persoane care veți ajuta, pardon, veți primi ajutor de la un prieten. Unii veți primi ceva vești nu foarte bune, poate și cu dificultate, sau un mesaj care o să vă provoace ceva durere. Da. Da, dar sunteți deja în durere, nu știu. Ceva înghețat, este ceva înghețat, deci nu... Ori ați rămas fără serviciu din cauza unei persoane... sau vă simțiți vinovat, dar o să primiți serviciu, dar încă nu, încă nu. Haideți să ne gândim la sănătatea dumneavoastră. Sănătatea la pești. Opa. Muntele. Muntele înseamnă, să știți, un atac, un tratament. Nu e bun muntele. Atac de inimă sau inimă, rinichi. Da? Mușchi, șoc, blocaj. O boală incurabilă, Doamne prește. Și asta la fel, este ceva la voce, ceva la gât, vă doare gâtul, sau genitală, corzi vocale. Se ameliorează boala. Se ameliorează. Se ameliorează tensiune. Poate să aveți, cum îi spune, poate că dumneavoastră
Să aveți, din asta ziceți, de ochi. Da? Ochi răi, de ochi. Invidie. Trebuie să vă faceți baie cu sare. Deci vă frecați așa cu sare după duș, după aia vă clătiți. Că aveți energie negativă. Vă poate afecta inima. Unele persoane aveți probleme cu inima. Să aveți un blocaj, un obstacol de trecut în sănătate, dar treceți. Treceți. Haideți să vedem pentru cei în pereche. În dragoste. Okay. În dragoste o să aveți mare noroc. Bucurie. Așa, haideți să ne scot una. O să vă... în dragoste o să răsară soarele. Am zis pentru cei în pereche, da? Vă înțelegeți foarte bine, bucurie. Aveți bucurie. Vă gândiți să faceți o călătorie sau aveți pe cineva și vă gândiți oare rămâne în viața mea această persoană? Arată că da, rămâne, nu vă faceți griji. Nu pleacă această persoană. Poate că... Nu pleacă această persoană. Vă simțiți bine unul cu celălalt. Acea persoană vă iubește. Arată că vă iubiți foarte mult. Arată noroc, soarele acolo înseamnă noroc. Supărare trecătoare. Spune să vă bucurați de timpurile bune care vin, pe care le veți trăi. Deci dacă sunteți bărbat cu o doamnă sau dacă sunteți femeie, dumneavoastră sunteți cea care o să aveți mare noroc. Oricum o să aveți legătura stabilă, nu văd despărțire, nu văd nimic. Liniște. Parcă s-au întâmplat multe și cei mai rău a trecut. Poate sunteți confuzi, vă simțiți în probleme unii, dar comunicați, vă două femei sau doi copii sau o femeie cu doi copii. Poate și o femeie singură sau socială, sau sunteți socială, nu singură, că aici mă gândesc la perechi. Oricum, succes în relație, optimism, stabilitate. Haideți să vedem pentru cei singuri, în dragoste. Ci singur la pești, nu prea. Vă doriți pe cineva, dar nu. Să spun și pe asta, nu uite alea. Nu. Nu vă mai gândiți la această persoană, că nu veți fi împreună. Multe blocaje, despărțire, ceartă, necazuri. Nu. Rănire. Această persoană vă rănește, rămâne singur, singură, instabilitate, luați decizii, abuziv, certăreți, blocaj, nu, acest singur rău. Haideți să tragem trei îngeri pentru, extragem trei îngeri pentru pești. Prioritate. Terapia îngerilor v-a ieșit. Lăsați toate grijile și neliniștile îngerilor.
și vă va elibera de toate grijile și de toate greutățile. Călătoria inimii, aveți încredere și urmați-vă inima în dragoste și în carieră. Da. Parcă vă reînnoiți acea călătorie. Priorități. Concentrați-vă pe lucrurile care au mai mare prioritate pentru dumneavoastră. Deci nu pe ce nu are prioritate. Să vă concentrați pe ce are prioritate și vă vor ajuta îngerii să vă motiveze ca tot ce faceți dumneavoastră să fie în ordine, să fie bine. Deci veți primi ajutor. Doar să vă concentrați pe ce are mai mult prioritate și restul vine de la sine. Restul îngerii vă vor ajuta. Cam asta a fost pentru pești. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.